Ne v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, pe cât de stupid, pe atât de tragic a fost accidentul petrecut astăzi pe DN7 în apropierea intersecției cu drumul spre Vințu de Jos. Un șofer în vârstă de 53 de ani și-a oprit tirul pe dreapta pentru a repara ceva sub autotren, dar nu a tras frâna de mână și a fost strivit de propria mașină. În jurul orei 14, circulația pe DN7 a fost întreruptă din cauza unui nefericit eveniment rutier. Timp de aproximativ o oră, pe ambele sensuri s-au format interminabile coloane de mașini. Poliția și pompierii au acționat însă prompt și au descongestionat traficul în timp util. Despre accident, un martor ocular a declarat că victima a sesizat când tirul s-a urnit spre șanț, a încercat să se agațe de cabină pentru a scăpa, dar nu a reușit. Presupunem că ar fi lucrat la mașină. Cine? Șoferul. Cel care e jos acolo? Da. Luca la mașină și... Nu a fost trasă frâna de mână și cred că el a încercat să vină să urce mașina și mașina a plecat și l-a prins. L-a prins acolo. Nu a fost accidentat, tirul și Nu. Mașina pe dreapta? Mașina era parcată. Parcată și el lucra ceva la mașină. Informații oficiale am obținut și de la inspectorul Marcel David din cadrul serviciului rutier Alba. Conducătorul auto a oprit în afara părții carosabile pentru a efectua unele reparații la autotractor, nu a asigurat corespunzător ansamblu de vehicule, acesta s-a pus în mișcare, surprinzându-l pe acesta sub roata stângă față. Ca urmare a acestui eveniment rutier a rezultat decesul conducătorului auto. Autotrenul pe parbrizul căruia stătea inscripționat diminutivul Petrică a fost scos din șanț, iar victima transportată la morgă. Ziua de 13 septembrie a fost pentru Petrică fatală. O femeie în vârstă de 78 de ani din Alba Iulia a fost victima unei înșelătorii ca în filme. A fost convinsă de două persoane necunoscute să le împrumute 4.800 de euro sub pretextul că au nevoie de bani pentru o rudă internată în spital. În momentul în care și-a dat seama că a fost înșelată, femeia a sesizat poliția. Din primele cercetări a rezultat că în jurul orei 11 soțul femeii a fost abordat de către cei doi necunoscuți care i-au solicitat acestuia sub formă de împrumut o sumă de bani, sub pretextul că o rudă apropiată a suferit un accident grav și se află internată la spital. Poliția din Alba Iulia face câteva recomandări cetățenilor în scopul prevenirii unor astfel de infracțiuni. Refuzați orice persoană necunoscută care vă solicită bani cu împrumut, lăsându-vă garanții obiecte sau bani a căror valoare nu vă puteți da seama pe loc. Verificați întotdeauna înainte de a da o sumă de bani sau de a semna un contract. Dacă sunteți abordați de astfel de persoane, rețineți semnalmentele acestora, obiectele de îmbrăcăminte pe care le poartă, eventual marca și numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se deplasează și sunați imediat la poliție. Cercetările continuă în vederea identificării autorilor, tragerea lor la răspundere penală și recuperarea prejudiciului care se ridică la suma de 4.800 de euro. Astăzi a avut loc încă un accident pe bulevardul Încoronării din Alba Iulia. O tânără șoferiță a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a oprit într-un magazin aflat pe marginea drumului. Accidentul rutier petrecut astăzi în jurul orei 1 pe bulevardul Încoronării din Alba Iulia nu s-a soldat cu victime și nici nu au fost implicate alte autovehicule. Mașina condusă de o tânără s-a izbit de zidul unui magazin după ce aceasta a pierdut controlul volanului. Accidentul nu a fost grav, iar conducătoarea auto a rămas conștientă. Ce s-a întâmplat? Da, un accident nefericit, lipsa de vizibilitate din cauza soarelui, asta e, a lovit bordura și pe urmă a derapat, atâta tot. Șoferița autoturismului a suferit leziuni ușoare provocate de impactul cu airbag-ul și a fost transportată la Spitalul Județean Alba pentru a primi îngrijiri medicale. Astăzi au fost sărbătoriți eroi pompieri, oameni care zi de zi intervin pentru a apăra viața și a preveni dezastrele. Ziua pompierilor a fost marcată la Alba Iulia prin ceremonial militar și religios, expoziție de tehnică și activități interactive cu publicul. Ceremonialul s-a desfășurat în piața cetății din Alba Iulia și a debutat cu un scurt istoric al acestei zile care marchează un moment crucial în activitatea pompierilor. Bătălia din dealul Spirii de la 1848 împotriva armatei otomane. Despre stingerea organizată a incendiilor pe teritoriul de astăzi al României există dovezi încă din timpul Dacii Romane, însă instituția pompierilor este atestată la mijlocul secolului XVIII-lea prin steagurile de foc, organizări bazate pe solidaritatea comunității în fața primejdiei focului. Ambițiosul domn al Moldovei, Mihail Grigore Sturza, reușea la 15 mai 1835 la Iași să împlinească un vis mai vechi al conducătorilor acelor vremuri,
acela de a înființa o structură care să-i protejeze împotriva focului, numită Roata de Pojarnici. Ziua de 13 septembrie este înscrisă cu litere de aur în cartea istoriei neamului, iar pentru pompierii români, militari și civili, această zi are o încărcătură emoțională deosebită. Acum 164 de ani, în cazarma de pe dealul Spirii, 166 de pompieri, alături de încă pe atâția infanteriști, au ținut piept unei coloane turcești de peste 5.000 de oameni. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, bucurie, să reușiți să salvați cât mai multe vieți, să vă binecuvânteze Dumnezeu, familia și toată viața dumneavoastră. Amin. La mulți ani! Munca pompierilor și lupta lor zilnică în folosul cetățenilor este apreciată, fiind de remarcat faptul că de multe ori cadrele de intervenție își riscă propria viață pentru a salva alte vieți, dar și bunuri materiale. Pompierii au primit un mesaj de felicitare din partea ministrului administrației și internelor, Mircea Dușa. Pompierii români au răspuns cu aceeași dăruire și devotament în misiunile zilnice de apărare a vieții și bunurilor amenințate de incendii ori alte catastrofe, punându-și deseori viața în pericol. La nivel național, Ministerul Administrației și Internelor asigură integrarea și coordonarea acțiunilor de răspuns la dezastre ale tuturor instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu într-o abordare completă. În completarea zilei a fost amenajată și o expoziție de tehnică de intervenție, care a devenit rapid atracția principală, mai ales pentru copii. Cam grea, dar asta este. Intră un pic capul mai greu. Echipamentul de protecție, pirotehnică. Mai fix, așa că folosim la recuperarea munițiilor periculoase, care prezintă risc de pericol. Patru cadre militare au fost avansate în grad astăzi cu ocazia zilei pompierilor. Printre cei patru s-au aflat și o doamnă. E vorba despre locotenent colonel Budiu Victoria, avansată la gradul de colonel. Cele patru cadre militare și-au primit cu onoare gradele în ziua care marchează un moment crucial din istoria pompierilor. Cu prilejul zilei pompierilor din România, 13.09.2012, ofițerii nominalizați mai jos din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, unitățile menționate în dreptul fiecăruia, se înaintează în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim. Au fost înaintați în grad locotenent colonel Budiu Victoria la gradul de colonel, plutonier major Chirilă Aurel și Jinariu Daniel la gradul de plutonier adjutant și plutonierul Popa Dorin la gradul de plutonier major. Incendiul de pădure de la Vințul de Jos din zona Inuri a fost stins după două zile de intervenții. Aproape toate efectivele de pompieri din Alba Iulia, Sebeș și Vinț au fost concentrate în zonă pentru a lichida focarele care au cuprins 50 de hectare de pădure și pășune. Incendiul de proporții a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri în zona Inuri și s-a răspândit din cauza uscăciunii. Peste 150 de pompieri au fost mobilizați pentru a ține piept flăcărilor. Forțele de intervenție au acționat pe trei sectoare, Poiana, Ampoiului, Laz și Inuri. Focul a fost stins în cursul nopții trecute. A fost o intervenție care s-a desfășurat pe timpul a două zile. A fost o intervenție foarte grea. Am cooptat în această intervenție toate forțele de care am dispus în detașamentul de pompieri din Alba Iulia, forțe din detașamentul de pompieri Iuși și a gărzii de intervenție din Sebeș. Pe lângă noi au fost ca de fiecare dată serviciile voluntare, jandarmi și alte forțe de la ocolul Silvic. O intervenție care s-a desfășurat pe aproximativ 50 de hectare, în care 20 de hectare au atins și fondul forestier. A trebuit să ne deplasăm două zile la această intervenție, întrucât este o zonă foarte greu accesibilă, împădurită, muntoasă, unde foarte des se rostogoleau grohotii și buturuge aprinse. În continuare, zona este supravegheată de ocolul Silvic, Valea Ampoiului, pentru a preveni izbucnirea altor focare.
În întreg județul, cei peste 2000 de elevi care vor intra luni în clasa pregătitoare sunt cei mai curioși să afle dacă sălile de clasă sunt pregătite sau nu. Tot curiozitatea ne-a făcut și pe noi să inspectăm două școli din Alba Iulia pentru a vedea care este stadiul de amenajare a claselor unde anul acesta vor învăța elevii clasei 0. Cele două clase pregătitoare organizate începând de anul acesta în școala Avramiancu din Alba Iulia sunt amenajate. Noul mobilier specific elevilor cu vârsta sub 7 ani este deja montat. Se mai așteaptă însă materialul auxiliar și acele jocuri didactice mult promise de Ministerul Educației. Așa cum vedeți, sălile sunt aranjate conform indicațiilor, cerințelor care s-au stabilit în cadrul programului de formare a cadrelor didactice pentru clasa pregătitoare. Mobilierul este venit, ceea ce știu că mai trebuie să sosească și încă nu a venit la nivelul școlii este materialul didactic, jocurile și materialele auxiliare necesare desfășurării activității la această clasă. La fel de curioase au fost astăzi și câteva mămici care au venit la școală însoțite de copii pentru a face cunoștință cu învățătoarea, dar și pentru a vedea clasa înainte de începerea anului școlar. Am venit să vedem cum sunt aranjate clasele, să vadă copilașii noștri în ce școală vor învăța și să vedem dacă le place. Și cum vi se pare, cum ați găsit școala? Da, școala este frumoasă, este aranjată. Arată bine. Să sperăm că totul va fi ok. Suntem mulțumiți de ce am văzut astăzi. Ce faci tu astăzi la școală? Am venit să văd cum este școala. Și îți place? Da. Și ce te aștepți să faci tu la școală? Ce vrei să faci la școală? Să învăț. Ce anume vrei să înveți? Să scriu, să citesc. Tot în municipiul nostru, în școala Mihai Eminescu, lucrurile nu stau însă la fel de bine. Cele trei săli de clasă pentru clasa pregătitoare sunt pustii, deoarece mobilierul nu a sosit încă în școală. Noroc cu doamnele învățătoare, care sârguincioase și-au pregătit materialele didactice și așteaptă să facă ultimele retușuri clasei după asamblarea mobilierului. Pregătirea cadrelor didactice este însă una foarte bună. Drept dovadă, am primit deja informații legate de activitatea pe care o vor derula la clasă în acest an școlar. În nostru au venit diferite edituri care, și diferiți colegi ai noștri care s-au străduit să facă niște manuale ajutătoare, un fel de ghid al copilului, pe care noi vom lucra în acest an școlar. La obiectele care și acestea ca și denumire cel puțin sunt diferite de obiectele de până acum. Vom avea matematică și explorarea mediului. Limba română se va numi comunicare în limba română, dar aici vom avea și parte de opțional, cei care doresc să aleagă o limbă străină, în general tot părintele dorește ca și copilului să știe o limbă străină și s-a început din grădinițe, deci e normal să se continue. În plus, la clasa pregătitoare, elevii nu vor da niciun fel de testări și nu vor primi nici note și nici calificative, cadrul didactic putând însă să utilizeze modalități de încurajare și de recompensare specifice vârstei. Baftă în noul an școlar! Patriarhia Română a făcut publică programa școlară pentru orele de religie la clasele pregătitoare. Elevii vor avea o oră de religie pe săptămână în cadrul ariei curriculare Om și Societate. Programa propusă la clasa pregătitoare evidențiază importanța educației religioase în formarea propriei identități a elevilor. Elaborarea programei școlare a avut la bază faptul că introducerea religiei în planurile de învățământ încă de la debutul școlarității asigură o abordare continuă a domeniului pe tot parcursul învățământului preuniversitar, specifică majorității sistemelor educaționare care includ religia în curriculum școlilor publice. Astfel, disciplina religie valorifică în plan educativ marile întrebări ale copiilor, experiențele de viață ale acestora, altele decât cele vizate de celelalte discipline. Structura programei pentru clasa pregătitoare include următoarele elemente: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice și exemple de activități de învățare. Copiii vor lua parte la jocuri didactice ilustrate, exerciții de identificare a rolurilor sociale sau discuții privind evenimentele religioase din viața omului, precum botezul, nunta sau ziua onomastică.
Mai sunt 3 zile până la debutul noului an școlar și intrarea în Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia arată ca o latrină mitraliată de zburătoare după clismă. Ciorile care și-au găsit adăpost în copacii din fața colegiului au făcut din garduri și trotuar pestriți peisaj de mizerii păsărești. Mai sunt 3 zile până când liceenii vor păși pe poarta unității de învățământ, dar intrarea colegiului nu este deloc primitoare. În fiecare an, negrele păsări provoacă în zonă deranj mare, prin mizeria și zgomotul pe care le fac. Tot anual, afirmă conducerea liceului, primăria Alba Iulia a intervenit și a expediat ciorile spre alte zări. Acum va fi la fel, susține și inspectorul general Dorin Sandea, care a predat ani buni la Colegiul Alexandru Domșa. Este o problemă deosebită acolo și știu că an de an domnul director Corb a făcut apel, sigur că ar fi ideal să putem da o dispoziție, un ordin, o decizie să dispară ciorile sau graurii sau ce mai sunt pe acolo. Într-adevăr, au un loc preferat, se adună acolo și s-a făcut apel totdeauna la bunăvoința unor vânători atestați, deci, care au acest drept și în fiecare toamnă se rezolva problema aceasta și se repeta în 2-3 seri astfel de acțiune a vânătorilor și se diminua numărul lor. Să vedem și în această toamnă, cred că vor trebui luate astfel de măsuri. Să știți că domnul director a făcut deja demersurile să se organizeze, dar așa intervenția trebuie calculată, programată la anumite ore când sunt toate păsările la datorie și trebuie surprinse la un moment optim. În cel mai rău caz, pe cior le va alunga mai devreme sau mai târziu vremea rea, iar în privința fațadei suntem convinși că va fi mult schimbată în bine luni când începe școala. Oamenii caută fier vechi și în apă, sau mai bine zis, în apropierea apei. Pe râul Ampoi, spre exemplu, zăgazul din apropierea cartierului cu același nume a fost aproape distrus de persoane care sparg betonul stăvilarului pentru a scoate fierul beton. Seceta a transformat râul Ampoi într-o gârlă. Culmea oportunității este că nevoiașii profită de secetă pentru a face un ban. Caută fier peste tot. Micul baraj din apropierea cartierului Ampoi 1 a fost practic distrus. Profitând de faptul că prefectul Dan Simedru a participat miercuri în zonă la o acțiune de ecologizare, localnicii l-au întrebat dacă sistemul de gospodărire a apelor Alba are de gând să refacă zăgazul. Dacă este vorba de un proiect de gestionare, va trebui să ia măsuri pentru că vreau să știți că fiecare porțiune de apă, fiecare dig are un responsabil. Deci nu pot să știu câți kilometri sunt arondați, dar cei de la Serviciul de Gospodărire a Apelor clar, evident, au în gestionare o serie de, adică o suprafață de îndiguită pentru a putea să monitorizeze dacă digul este degradat, dacă vin asemenea persoane, cum spuneți dumneavoastră, să caute fier vechi la un prag construit probabil într-un mod planificat, deci va trebui să ia măsuri. Eu cred că responsabilul care are în gestiune această porțiune de apă între aceste maluri indiguite ar trebui să fie mult, mult mai responsabil și mai atent. Eu voi discuta cu domnul director Hălălai de la APE și voi avea o poziție fermă în acest sens, pentru că dânsul trebuie să înțeleagă că această porțiune este o porțiune, dacă pot să spun, ca și o carte de vizită. Este la intrarea orașului, în niciun caz nu trebuie să arate așa. Intervenția prefectului va avea cu siguranță efectul scontat. Târgul Apulum Agrare a ajuns la cea de-a 21-a ediție, se desfășoară în acest sfârșit de săptămână la Alba Iulia. De la întâlnirea cu agricultura nu va lipsi spectacolul. Legume, fructe, animale și păsări, pomi fructiferi, vițe de vie, flori și produse tradiționale, toate ne vor face cu ochiul din standurile producătorilor. Târgul Apulum Agraria va fi amplasat în Alba Iulia, în zona expozițională din Piața Pascu. Târgul a ajuns la cea de-a 21-a ediție și oferă, conform unui bine cunoscut calendar al lucrărilor agricole și al toamnei, o întâlnire cu producătorii agricoli și cu produsele acestora. Pe durata acestui weekend, piața se va transforma într-o fermă uriașă, în care vor expune peste 125 de producători agricoli, inclusiv din județele înfrățite din Ungaria. La târg va participa și o delegație de
specialiști din Consiliul General RON din Franța. Apulum Agraria ne întâmpină cu legume, fructe, expoziții de animale mari, de păsări și animale mici, pomi fructiferi, arbuști și vițe de vie, flori, picnicuri cu produsele tradiționale de pe Valea Sebeșului, din zona Alba Iulia și din Munții Apuseni, degustări de vinuri, educația gustului slow food, dar și cu concursuri. Fermierii își vor prezenta produsele și ne vor împărtăși din secretele meseriei. Târgul Apulum Agraria este organizat de Consiliul Județean Alba împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba. O tradiție veche și soră cu românul va fi pusă în valoare duminică în Loman, comuna Sășciori. Păstoritul și momentele din calendarul pastoral vor fi sărbătorite în prima ediție a festivalului folcloric Coborâtul Oilor. Festivalul pune în valoare o tradiție seculară a oamenilor din aceste locuri, aceea a păstoritului, marcând unul dintre cele mai importante momente din calendarul pastoral, respectiv coborâtul oilor de la munte pentru iernat. Totodată, festivalul aduce în centrul atenției și alte aspecte ale culturii locale, precum obiceiuri gastronomice sau elemente inedite de folclor. Este un festival care încearcă să pună în valoare o tradiție de foarte multă vreme care există în acea zonă, e vorba de păstoritul oilor, o tradiție care și-a pus amprenta asupra culturii acelor locuri. Sunt lucruri de valoare, lucruri care pot fi evidențiate, la fel cum Consiliul Județean a făcut și în alte zone ale județului, și unele dintre ele, e vorba de unele tradiții folclorice, sunt chiar în pericol de a fi pierdute pentru că doar bătrânii satului le mai țin așa cum trebuie. Tocmai de asta noi încercăm să aducem în atenția publicului larg și a tinerilor aceste aspecte ale vieții culturale din județ și încercăm să le dăm o viață nouă. Manifestările se vor deschide la ora 10 cu o slujbă de sfințire a stânei din Loman, vor continua cu socoteala oilor, un vechi obicei popular readus în actualitate, precum și cu coborâtul turmei de mioare. Cei prezenți vor putea admira apoi expozițiile crescătorilor de animale și vor putea degusta din bucatele specifice locului, pregătite în cadrul expozițiilor culinare. Unul dintre punctele de atracție ale festivalului va fi cel al fluierașilor din Loman. Este vorba de un grup de fluierași bine cunoscut printre bătrânii din județ, care duc mai departe, iată, o tradiție strâns legată de oierit, cea a cântatului la fluier. Întreaga sărbătoare va fi încununată de un spectacol folcloric în care vor evolua ansambluri folclorice și soliști de muzică populară din întreg județul. Rezultatele de la bacalaureatul din 2011 reflectă realitatea, susține Oana Badea, care a fost în acea vreme secretar de stat în Ministerul Educației. În opinia sa, examenul de bacalaureat trebuie să fie același pentru toți, pe simplul considerent că numai cei care învață trebuie să-l și treacă cu brio. Oana Badea folosește citate din declarațiile Caterinei Andronescu pentru a pune întrebări acide actualului ministru al Educației. 5 iulie 2011, doamna ministru Andronescu spune: am o informație din județul Suceava care pe mine m-a cutremurat. Președintele Comisiei de Bacalaureat a adunat înainte de examen pe responsabilii din licee și le-a spus că rezultatul trebuie să fie cu 20% sub rezultatul de anul trecut. N-a argumentat niciodată, n-a putut proba niciodată acest lucru. Acum pun eu întrebarea. Anul acesta au avut o normă de picați? Sau avem aceeași unitate de măsură în analiza rezultatelor? Bacalaureatul din anii 2011 și 2012 s-a desfășurat după cum a propus ministrul Ecaterina Andronescu în mandatul 2008-2009, afirmă Oana Badea. Dânsa a renunțat la probele orale și a introdus probele de competențe, dânsa a renunțat la probele din discipline specifice pentru liceele tehnologice. Faptul că acum vine și propune corectarea propriului bacalaureat arată că își recunoaște greșeala. Bacalaureatul profesional nu e pe placul Oanei Badea. Cred că este ușor periculos și dezamăgitor pentru elevii care învață. În esență, bacalaureatul trebuie luat de orice elev care învață materia în așa fel încât să îndeplinească condițiile bacalaureatului. Există și sondaje, există studii sociologice, studiul IRES de anul trecut, care spune foarte clar că 78,8% din cei intervievați consideră că bacalaureatul din 2011 este fotografia nivelului la care s-a ajuns cu învățarea în sistemul de învățământ liceal și, de fapt, preuniversitar, dacă luăm pe verticală. Pe scurt, nu toți liceenii trebuie să ia bacalaureatul, ci numai cei care învață.
România, alături de Italia, Malta și Turcia, se află printre cele 4 țări europene în care anul școlar începe după 15 septembrie. Școala trebuie să debuteze în prima jumătate a lunii septembrie, la fel ca și în alte 23 de state de pe bătrânul continent, susține Oana Badea, fost secretar de stat în Ministerul Educației. Olanda este țara cu cel mai mare număr de zile de școală. Din totalul celor 365 ale anului, 215 zile sunt rezervate cursurilor. România se află de cealaltă parte a baricadei, cu mai puține zile de școală și mai multe de vacanță. Întârzierea începerii anului școlar 2012-2013 nu poate decât să accentueze acest aspect și ține de lipsa de preocupare a guvernanților, susține Oana Badea. Pe criteriul lasă că merge și așa, cred că nu mai trebuie să rămână nesancționate anumite inadvertențe nepermise pentru Ministerul Educației. Deci, decizia de amânare a începerii anului școlar s-a luat în 1 septembrie. Ordinul care modifica structura anului școlar a fost prezentat public în 10 septembrie. Data de pe documentul numit Ordin de Ministru este 31 august. Mi se pare cel puțin nepermis pentru Ministerul Educației. Dar de ce s-a ales totuși să se treacă 31 august? Pentru că altfel trebuiau să dea explicații. Oana Badea precizează că structura anului școlar nu mai poate ține cont de vechiul sistem axat pe perioada 15 septembrie-15 iunie, pentru simplul motiv că săptămâna de școală e acum de 5 zile și nu de 6 ca înainte de 1989. Ca atare, dacă s-ar merge pe acest program, România ar avea cele mai puține zile de școală din Europa, adică aproximativ 150. Moderna fermă din Stăuinea pomicultorului Petru Morar este vizitată în aceste zile de specialistul spaniol Bartolome Pascual. Acesta a dus cu el din propria livadă niște pere imense, zemoase și foarte gustoase. Prieten bun cu fermierul român, pomicultorul spaniol este cel care l-a inițiat pe Petru Morar în tainele pomilor fructiferi și îl ține mereu la curent cu noile tehnologii care se aplică în domeniu. Venit în România în mai multe rânduri, Bartolome Pascual spune că este o țară interesantă cu un real potențial pentru pomicultură. De altfel, a adăugat că este interesat să investească în țara noastră, întrucât pământurile sunt foarte bune și sunt mult mai ieftine decât în Spania. Exemplificând, a precizat că în zona în care are ferma, hectarul de teren se vinde cu 30.000 de euro. Un país muy interesante para la fruticultura en el sentido de que veo las propiedades, por lo menos que conozco yo, que son pequeñas. Entonces, tiene que ser mucho más rentable haciendo una plantación intensiva que el maíz por muy buen precio que lleve. Creo que es que la gente se dará cuenta y empezará a hacer plantaciones pequeñas, porque el terreno está bastante dividido. Esa es mi opinión. Zice că vede o țară interesantă din punctul lui de vedere și crede că e o țară care merge foarte bine pomicultura din cauza că, în ce văzut de el, sunt proprietăți în general mici, care cu o plantație intensivă dă o rentabilitate mult mai mare ca orice cultură de porumb sau grâu, indiferent cât ar fi de bună recolta. Din soiul lămâioasă, perele care le-a adus sunt cunoscute în întreaga Europa. În primul an de rod, o pară din acest soi poate atinge și 800 de grame. Tot la spera sunt así de grandes? Nu, nu. Esto es una plantación hecha del primer año, entonces da pocas piezas por árbol, pero muy grandes. El comercial de esta pera, que se llama pera limonera, de Lérida, muy conocida en toda Europa, sobre todo Alemania, Francia también tiene limonera, que se llama Guillot. Entonces, el calibre comercial es 65 más, diámetro 65 más. Al segundo año ya baja de tamaño y da más cantidad de peras. Nu toate perele au aceeași calibru. Asta e produs de la o pară care se numește soiul lămâioasa, limonera, sau Dr. Guillot, Guillot, cred că e zice în românește, nu știu, foarte sigur. E o pară care e foarte cunoscută în toată Europa, Franța, Germania. Și calibrul ăsta îl scoate la început, după ăștia spomi, în primul an de rod. Extraordinar. Pentru că fac puține fructe în primii ani și atunci calibrul e auto mai mare. Dar un calibru comercial deja începe de la 65 în sus. În curând veți putea urmări la emisiunea Agricultura în județ un amplu interviu cu pomicultorul spaniol.
Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte de vreme frumoasă și astăzi. Cerul rămâne variabil, cu posibile înnorări la noapte, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se situează între 23 și 31 de grade, iar cele minime între 8 și 18 grade Celsius. Dar să vedem cât va coborî mercurul din termometre în această seară. Vor fi 18 grade la Alba Iulia, 17 grade la Sebeș, 16 grade la Aiud și Blaj și 12-13 grade Celsius la Câmpeni. Noaptea se așternă răcoroasă și aduce valori termice de 9 grade la Alba Iulia, vor fi 8 grade la Sebeș, 7 grade la Aiud și Blaj și 4 grade Celsius vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea va fi în general frumoasă și caldă și mâine. Cerul variabil se va înnora treptat în jumătatea de vest a țării, unde vor fi posibile averse însoțite și de descărcări electrice, izolat în cursul zilei și local noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar cele minime se vor încadra în general între 10 și 18 grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine 32 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 31 de grade la Aiud, 30 de grade la Blaj și 28 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Păi mâine vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, unde cerul va avea înnorări accentuate și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 22 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!